Salutare, bă, micuților, și bine v-am regăsit la un nou video informativ de această dată. Simt nevoia că trebuie să fac asta față de voi. Bă, băiți, probabil ați văzut că în ultimele zile n-am mai făcut live și a fost cam mai ura pentru că eu sunt obișnuit să vorbesc cu voi aproape fiecare seară să fac live. Să râdem, să ne distrăm împreună cu roșii. Bă, dar săptămâna asta am avut, de fapt, la kinetoterapie, unde mă duc eu în momentul de față. O dată după an vin studenți care vor să învețe să devină și profesorii kinetoterapeuți. Și săptămâna asta m-am trezit la 7 dimineața. Am plecat la 8 de acasă. Am ajuns la 9 și de la 9 la 12 am făcut practică cu studentele. Adică mobilizări pe mână, mobilizări pe piciorul drept. Tot asta pentru că acolo nu am un alt pacient cu problema mea. Bine, și mie îmi place să mă duc acolo, îmi place să ajut oamenii să învețe, să lucreze în acest domeniu. Mă bucur că mă duc acolo, mă bucur că-i văd, că lucrează foarte bine ca învață. Pe mine unele chestii și chestia asta e satisfăcătoare pentru mine, pentru că știu că ajut și cam asta e. Practica asta o să țină până în ianuarie, din câte am înțeles, dar săptămâna viitoare nu mă duc zilnic. Mă duc la proba meu normal. Mă duc lunea, miercurea și vinerea. Dar după iar ar trebui să mă duc în fiecare zi, dar mă duc în Spania. Dar după ce vin de acolo din Spania, o să reiau iar programul de dimineața de la 7 mă scol și tot asta. Ca să înțelegeți și voi. Eu la 12 termin, ajung acasă pe la 1 fără ceva. Mănânc și eu ceva și după aia mă duc să mă curg. Pentru că sunt extrem de obosit. Deci mă curg pe la 1:30 după ce mănânc. Mă scor undeva pe la 5-6. Mă stau și eu puțin, mai mă uit la un serial și mă curc. Iară pe la 11-12 și a doua zi mă scorează la 7. Deci asta e programul meu săptămânile astea. Și pare foarte rău că nu pot să fac live, dar o să mă revansez. O să mă revansez în weekend. Vreau să fac live-uri în weekend ca lumea, foarte rău. Adică pe zi să vină seara, nu știu, la 10 ore, nu știu ce facem. Dar ideea este că vreau să mă revansez față de vâștită. Băgam stream-uri până nu ies ochii din cap. Măcar weekend-ul, așa pe săptămână, nu pot. Deci chiar nu pot, sunt subt de energie. Pur și simplu nu mai fac față și na, totuși n-aș vrea să mă forțez să fac live, să stau și pe live, că pentru mine e foarte obositor și asta și dacă fac și live și kinetă și practică cu studentele, e prea mult ce se acumulează obosirea. Deci asta am vrut să vă spun. Să facem live-uri weekend-ul. Și
Și da, bă, băieți, cam asta a fost. Sper că ați înțeles acum. Nu m-am lăsat de YouTube. Dacă tot am făcut asta, vreau să vă spun că în Spania o să fac vloguri de acolo. Deci apăsați clopoțelul pentru că YouTube-ul nu mai dă notificări și e foarte, foarte gravă treaba asta. Am simțit-o la vizualizări. 300 de vizualizări pe un clip, 200 pe live, 10-12 oameni. Nu știu, YouTube-ul ăsta s-a tâmpit din nou. Așa că dacă vreți să mă ajutați, dă chiar acum un share. Apăs-o pe clopoțel. Hai că mi-a sunat telefonul și nu mai știu unde am rămas. Dar ca idee, apăsați clopoțelul, dați și voi un share. Oprețeți-mă să urcăm și noi în recomandat acolo. Și cât de repede pot, să revină la programul normal. Cam atât a fost. Pa, pa.